Bine ați venit la Stax TV, un nou episod din categoria episoadelor de oameni pasionați cu mașini făcute din inimă și din suflet. Îl avem aici pe Ciupu, pe care nici nu știu cum îl cheamă, că eu l-am în telefon Ciupu Daci Mult, așa l-am jur. Și l-am cunoscut la Eurocar Meeting și i-am zis, hai dă-mă, nu vrei? Și mi-a zis omul, băi, eu vreau, dar mai pe la iarnă, așa că eu vara mă ocup cu munca câmpului. Și iarna fac câte o Daci. Adică eu iarna mă bag în garaj și fac câte o Daci. Dar nu-l mai întrerup și nu mai povestesc eu, că ne povestește el. Zi tu, frate, zi tu mie dacă nu e așa. Așa este, salut. Salut, bun. Deci, hai să o luăm de la început. Cum ai ajuns la Daci? Adică, na. De mic, avea un unchi, okay. Altele nu erau, nici posibilități. După aceea, când m-am mai mărit, mai strângeam bani și bani doar de Daci aveam, era okay. 600-700 de lei Daci, ne cumpăram Daci cât un telefon era și până s-am permis, cred că am vreo 4, okay. Ne plimbam cu bine, ele aici pe aici la țară, ca să da, zic așa, da, doar pe câmp, știi pe acolo. Cum era, pe ulițele astea nu cred că te întreabă nimeni de permis, dacă te întreabă oricum îl cunoște, adică nu e, știi? Nu știu, zic și eu, viața la țară, e mai simplu. Mai rea era mama decât poliția. Stai seama că, na. Da, și la un moment dat aveam vreo 3 și am venit acasă de la Buzău, nu fusesem pe la meditații, să iau spray-uri, să vopsesc una cum era VRC-ul. Așa. Și unchii meu le dusese pe toate la Rabla și a luat Logan. A fost foarte dureros atunci. Cred. Da, și după aceea când pe la facultate mi-am luat prima Daci, mai ok, și treptat strângeam bani, luam Daci, altceva nu făceam. Doar Daci. Da. Păi da, asta zic că, adică la un moment dat puteai să iei și altă marcă. Adică nu mai era o problemă, stai bă, că nu pot. Pot să-mi iau, adică ce, nu pot să-ți iei o mașină? Am și altă mașină, da, deci ai, dar nu veche să o recondiționez sau din astea. E o mașină mai nouă, te urci care în ai ea nevoie și să te deplasezi. Da, din da, punctul da. A în punctul B, să ajungi mai repede, mai confortabil, da. mai în anii noștri, da. Ca să zicem așa. Dar m-am gândit și la din alea mai vechi, când mai avea timp, mi-o lua. Îmi plac câteva vechi, dar îmi vedea. Mai am din astea pe care trebuie să le termin. Bun. Câte ai acum, în momentul de față? Câte Daci? Funcționale așa sunt 10. 10 funcționale, ok. Și mai am cumpărate, viitoare proiecte, încă vreo 10. Deci 10 ani, 10 ierni, ești asigurat. Încerc să dau mai multe, gata. Păi ce faci cu ele? Păi mă plimb când am timp liber. Cu fiecare așa? Păi cu una mă duc la un eveniment, cu una la altfel de eveniment, cu una vreau să mă duc să mă plimb în fiecare zi, primăvara, de exemplu, mă duc până la magazin dimineața și mi-au țigări. Bun. De astea. Da. Ok. Sau una de curse, bănuiesc, vrei să-ți faci, să te dai vreau pe circuit, să fac probabil. Două, da, să le și atestez, să fie perfecte. Acum încerc să-mi fac asociație club sportiv. Ok. Am înțeles că așa trebuie. Nu doar să fii pilot și să ai mașina atestată, trebuie să faci parte dintr-o asociație. Păi poți să te afiliezi la o societate, da, nu să o faci eu tu. Asociația. Poți să faci tu, poți să faci și asta. A, și din firmă, da. Știi, să direcționezi da, acolo ceva. Da, da, sponsorizare, da, da. Dar e mic, rău, e, nu știu, ăla, 1% din... Mă, nu știu din ce... atâta... Da, mă, dacă tot vin niște e, bani da, acolo, deci da, foarte bine, iurea. Fă, să-i normal. Iurea. Da, corect, no. Așa este. Și? Deci omului îi trebuie vreo 23 de Daci. Ca să aibă cât o Daci pentru ce vrea el. Eu asta înțeleg. Adică una să mă duc la țigări, una să merg așa, una să fie de circuit, una să fie în două uși, una să fie în patru uși, una să fie cu carburatoare, una să nu fie cu injecție electronică, una, nu? Adică ba da, ba da. Așa ai nevoie de. Păi eu înțeleg că oamenii mă întreabă: "Oh, ai 4 mașini, 3 mașini?" Și am zis: "Bă, le am pentru că n-am găsit mașina aia care să facă ce fac alea 3. N-am găsit-o să pot să fac și off-road, să consume și puțin, să și fugă de cur când vreau eu, să facă și supapă și filtru și toate. N-am găsit și atunci trebuie să am 3 mașini. Omul a ajuns la concluzia că trebuie să aibă 20 de mașini, pentru că e un pic mai pretențios în ceea ce privește fiecare disciplină și pentru că, așa cum am povestit, tu iarna te plictisești, că nu muncești, nu? Da, 3 atunci, luni. Ăla-i garajul în care faci? Acolo ți-i Mercedes în garaj. Ok, bun. Și lucrez aici, în spate. Deci ai un garaj unde tu intri acolo? Da, da, da. Și tu îmi spui mie că mașina asta e făcută de tine? Da. Cap coadă, adică? Da, adică... da, nu, absolut tot, mai puțin vopsitul. Ok. Bine, asta a fost foarte bună. Dar e chestie că nu m-am apucat, gata, fac Daci asta acum. Cred că aveam
îmi cumpăr piese dinainte. Zic, eu o să vreau să-mi fac așa ceva. Deși nu am caroseria sau aia, îmi strâng piese. Îți luai accesoriile cum ar veni. Da, chestiile astea, deci mai rare. Ea e franțuzească, nu e românească. Ok. Pentru cele... E Renault? Nu. E Daci? E Daci. Și cum e franțuzească? E făcută pentru Franța sau cum? Cu licență până din 69 până în, nu știu, 75, cred. Probabil, dar ceva pe acolo. Da, așa, și după aceea au fost făcute numai... Numai Daci. Fără Franța, nimic? Fără. Astea, okay. Adică toate elementele alea scriu... Semnalele albe? Da, scriu Franța. E made in France, ok? E altă calitate. Păi, na. Da, și bine, acum arată și, părerea mea, mult mai bine. Păi... Stampoanele, barele altfel, oglinzile altfel, astea franțuzești. Uh-huh. Dispersoarele acelea de pe aripi. Da, corect, că alea... Nu semnalizări alea. Sunt poziții. Când stai cu ea, când e staționat, da? Aprinzi numai una de pe parte. Are parking în stânga și pe dreapta, nebun, dă-te tare rău. Tare rău! Da. Bravo. Așa? Da, tare. Toate elementele, deci, zic eu. Tot ce ține de parte de mecanică, de, eu știu, service și tinichigerie, faci tu. Da, da. Faci tu acolo la tine în garaj, iarna, tu. Primăvara e gata de vopsit. Așa, o duci la vopsit. Da. Și când bag la semănat, se înserează pe la 6 și ceva, vin de la câmp și cam până la 9 seara mai stau la lumină și mai fac, mai montez. Ok. În iunie să mă plimb. Bun. Da. Bun. Că asta, nu știu, e recondiționată total, e recondiționată, adică motorul, nu știu, l-ai desfăcut, ai luat-o, era într-o stare bună. Era ok, da, era funcțional, cutia, i-am schimbat-o de două ori, așa, a fost o chestie foarte amuzantă. Nu stau să fac chiar orice și am chemat pe cineva, zic, pune un lei de-astea. Am mers cu mașina vreo 200-300 de kilometri. Și până în Buzău s-a blocat mașina, am rupt bordul cu capul. L-am luat din nou pe tataia ăla, hai să luăm altă cutie, să o curățăm, să mergem să cumpărăm semeringuri. Și pe drum cu el, zice el, dar ce se întâmplă? Zic, nu ai basul când te acolo. Zice, dar ulei ai pus? Nu ai pus matale când te-am luat atunci? A, nu, că n-am avut pâine, nu știu. Bravo ție. Lipsă de comunicare. Da. Se întâmplă și la Formula 1, adică nu e o problemă. Se întâmplă, frate, numai cine nu muncește nu greșește, înțeleg. Bine, da. Deci se întâmplă, e normal. Da. Și de-a doua oară de ce schimbă cutia? Nu mai putea să fie asta. Nu, era ok, era zgomotoasă aia și bine, nu prefer să repar motoare sau așa, decât în ultimul moment, dacă nu se mai poate, prefer să cumpăr altul să fie funcțional. Nici piesele nu sunt ok. Piesele de reparație te referi? Da. Că nu găsești piese de calitate ca să poți să faci ceva... Cum de Mercedes, că mi-ai luat un Mercedes, dar vreau aia, am înțeles că aia e pe origine, nu? Da, da. Aici aia e, nu există să nu se potrivească, nu. Sau să fie greșită, sau să fie, știi? Și la Mercedes mai e și Mercedes. Orice marcă, majoritatea mașinilor astea mai, de Doamne ajută, mai cu apă caldă. Și piesele de producător câteodată sunt piese de calitate, da, adică da. Tot mai bune decât la Dacia, care Dacia... Nu. Făcută de români, asta e... Nici cele de caroserie, nu... Da, asta e blestemul nostru, ca să zic așa, să facem lucrurile comuniste, pentru că așa se făceau. Și asta era calitatea la care se lucra. Acum, o dăm în altele, dar și utilajele tot de aia se duc. Renunți la ele, la alea românești. Îți faci treaba acolo, dar renunți la ele, că nu... Te bag în pământ, n-ai cum. Nu. Să spun, comunismul pe vremuri se baza foarte tare pe troc, pe trade, pe schimb. Da. Și atunci calitatea nu era o prioritate. O prioritate, înțelegi? Da. Și atunci eu îți dau ție 25 de daci din care merg 17 și tu îmi dai mie 35 de tractoare din care merg tot 17. Da, numărul să fie... Ne descurcăm noi acolo, nu-i problemă. Ăia să producă, să muncească, să se învârtă roata și așa mai departe. Deci calitatea e în aer la Dacia și da, într-adevăr, să faci o Dacia, să se închidă ușile, să fie totul la linie, să fie dreaptă, să o vopsești perfect, să faci niște chestii de genul ăsta, sunt niște chestii imposibile și câteodată nici nu le consideră atât de importante, dar na, fiecare om cu păsărica lui. Sunt oameni care probabil au o singură Dacia și vor să o facă pe aia să arate impecabil. Și sunt alți oameni care zic, bă, eu prefer să am 20 de Daci, să am și de aia, și de aia, și de aia, și de aia, dar mașinile să nu fie
nu știu, să acolo mănânci de pe ele, știi ce zic? Da, mă reprezintă defectele sau astea ale lor acolo. Că da, nu, fac parte din frumusețea mașinii, dacă mă întreb pe mine, fac parte din patina timpului, fac parte din ceea ce reprezenta Dacia până la urmă, adică de ce să... Care de nou nu a fost țiplă. De ce să iau eu o Dacia de asta 1300 și să o fac cu toată tehnologia de astăzi și perfectă, când nu despre asta e vorba, nu asta a fost mașina. Mașina a fost o mașină a poporului. O mașină destul de ok, care mergea cât de cât, o reparai de pe marginea drumului, că găseai sârme, acum nici sârme nu mai, dacă vrei să găsești o sârmă, nici sârmă nu mai găsești pe marginea drumului. Și o mașină în care toată lumea s-a descurcat și a fost mulțumită de ea. Acum, na, ce să facem? Mai sunt și oameni pretențioși care au trecut la Mercedes. Na. Da, cum a fost? Povestește cu Mercedes. Cum a fost cu Mercedes-ul? Cum l-am cumpărat? Păi în primul an de facultate aveam 20 de ani. Mama să-mi ia cadou de ziua mea ceva de genul. Mi-a luat o mașină, un Opel, un Insignia. Când mai aveam o lună de leasing, m-am răsturnat cu el. Mamă! Păi, bă, un lucru bun, că avea casco. Da. Și da, nu am avut nicio nimic. L-ai vândut la asigurări, cum ar veni? Păi ăla de la asigurări glumind mi-a zis că am făcut intenționat, că nu aveam nimic. Da. Când e vorba de dat banii, toată lumea caută motive să nu-i dea, știi? Da, na, e dreptul lui să creadă ce vrea. Până la urmă ți-au dat banii, mă gândesc. Da, normal, și după aceea o vară întreagă am folosit altă Dacia, așa gen, pentru mersul la București și așa. Și căutam, tot căutam pe net un C-clas să fie mai apropiat la banii care puteam eu. Am găsit până la urmă într-o seară pe OLX o doamnă de prin București, o firmă. Și aduceau mașini din afară, am tot discutat cu dumneavoastră, agențiile alegeai tu și își puneau o sumă în funcție de cât de departe era mașina în Germania. Și am luat una, ăsta e un E-Class, în 2017. Foarte bine. Cum, da. Cum e față de Dacia? E diferența de acela pământ. Ce ți se pare cel mai greu la o Dacia de reparat? Că... Mă, nu, repet, omul... Greu nu este nimic, știi? Nimic? Fizic. Psihic doar te obosesc grav. Cu mintea, da, trebuie să stai, da, trebuie să stai bine cu capul. Da, nu ai ce. La... Un motor de lung colo, 100 de lei, într-o oră îl dai jos pe altul. Da, te obosesc, adică să pui masca asta pe aici, da, mai bine să dezi o jumătate de Dacia, așa, să faci. Da. Dar zi-mi ce părere ai despre cultul ăsta de Dacia. Eu am mai vorbit și am mai întrebat pe mulți. Ai văzut, prin toate țările astea, nici nu le mai zic cum sunt față de noi, că n-are importanță, puștii sau copiii sau tinerii sau pasionații își modifică mașinile lor, da, mașinile autohtone ale țării respective, da, da, în Rusia, Lada, da, în, știi? Da, da, da. Adică eu nu zic că toți, nu zic da, că toți, că sunt care au și urși, care au și mașini, ce fel și fel de mașini, da? Dar sunt și alea modificate. La noi, să spun, au trecut 30 de ani de la Revoluție. 30 de ani. Da. 30 și, de ani. E o viață și, de om, da? Da? Și ăștia cu Daci nu sunt așa de mulți cât ar trebui să fie. Adică tu trebuie să știi mai bine, pentru că tu mergi, bănuiesc, la niște întâlniri pentru Dacia sau, sau nu știu, da, pentru mașini vechi sau pentru habar n-am. Na, ești mult mai conectat în fenomen. Asta zic, mi se pare că puștii din ziua de astăzi nu fac chestia asta și nu înțeleg de ce, că uite, mașina asta, eu cu mașina asta, îți jur, aș putea să merg oriunde fără să-mi fie rușine. Nu mi-ar fi, ție ți-ar fi rușine să mergi cu mașina asta undeva? Nu. Mie nici pe Dorobanț nu mi-ar fi rușine să merg cu ea. Nici la, nu știu, la operă. Mă duc la operă în costum îmbrăcat, seara, cu mașina asta, nu mi-ar fi rușine. Și atunci, asta nu înțeleg. Adică, ok, eu când eram puști și aveam 18 ani și veneai cu Dacia 1310, normal că râdeam de tine. Bă, săracule, da, da, ai da, Dacia 1310. Dar dacă veneai cu o Dacia 1310, okay, care era făcută cu bun gust, da, îți garantez eu că nu râdea nimeni de tine. Păi și acum mai se apucă tineri. E puțin, foarte puțin. Dar și de arte mașini, nu neapărat de Dacia, dar o iau numai în direcții greșite. De ce oare? Nu știu, și eu am... Toți greșim, nu? Bă, începem, puțin, și eu am început într-un fel sau altul. Nu zice, și eu am început, înveți. Și eu am condus,
și eu am mers haos pe stradă, și eu am avut niște mașini care m-am avut Ford Escort cu prelungiri de Dacia, că nu se găseau și cu praguri de alea de GTI tăiate la jumate și chituite. Bă, da, erau chituite, alții se vedeau niturile, știi? Adică am făcut din ce am avut. Da. Dar cum să spun eu, poate că nu era cea mai tare mașină, poate că erau alții care, nu știu, aveau mult mai mulți bani, se uitau la mine și ziceau, uite, și pe amărâtul ăla sau așa, dar cum să spun eu, evoluăm și învățăm și luăm de la alții ce e bun, ne uităm și noi, avem internet acum, nu mai e ca pe vremuri, când aveai vrei ceva informații, du-te la bibliotecă, ce să faci la bibliotecă, că e jal. Da, înțelegi? Da, nici ăștia acum nu stau să uite pe internet la mașini. Eu și marea parte din prietenii cu Dacia, că prieteni numai din Dacia am acum altceva, nu? La un moment dat, toți aveam pe desktop, când erau Pentium 3 sau Pentium 4, SGM-ul sau VRC-ul. Da. Știi? Da. Și sau alt sport, în fine. Și de acolo le-am... Da, ne-am învățat spun. Cu ele. Ei, cu asta, când mergem la, merg la evenimente de Dacia, doar de Dacia, dar cu alta merg la... Cum am fost la tine la eveniment. Și am fost la mai multe. Luam best autohton pe acolo și apar copii. Okay. Dar asta e Dacia, nu-i Dacia, părinților, reacții așa dubioase. Adică nu o să... Rar dacă am văzut unul pe an să zică, vai, uite, mamă, e sport, e în două uși sau nu știu, da, e mașină. Da. Nu. Da, nu știu, mi se pare, adică exact cum spui tu, e o mașină al cărui motor se cânte e un milion. Da. Bă, frate, sunteți nebuni? Adică... A, ți-e foarte la îndemână să... Adică de ce să nu faci? De da, ce da. Să... Adică ne, cum să spun, ne cramponăm într-un E36 mort, ruginit, lovit, reparat de 750 de ori, doar că e BMW? Și când putem... Uite cum arată mașina asta, adică... Ca să faci BMW-ul la E36 cum ar trebui, e de 3 ori cât asta. Ca să-l faci cum trebuie. Păi da, dar nu... Ei n-au cum să-l facă cum trebuie, că n-au banii să facă cum trebuie. Și atunci preferă să-și cumpere o mașină la care lasă că mai bag eu când o avea, în detrimentul unei mașini pe care poți să o faci cu bun gust. Că e la îndemână, și să, știi? Adică, îți repet, ce modificări? Ok, stai puțin, că avem semnale, că avem lucruri, că avem că tu te interesează să atestezi și așa mai departe. Dar poți să iau o Dacia de-asta cu fardă ăsta, așa, de 1300 și cu stop mic. Îi scot bările, îi pun niște jante racing întoarse de aro 10, că-s pe 3 prezoane, îi fac arcurile, îi le tai, mă duc, îmi fac, îmi întărez niște amortizare. Adică stai puțin, nu trebuie să găsesc acum suspensie, coni. Nu, și, e la îndemână, 100 de lei. La costuri reduse, poți să faci o mașină care arată bine, nu neapărat să facă performanță pe circuit, că nu e vorba de asta, că nu avem bani. E vorba doar de styling, e vorba doar despre imagine, este vorba despre cum vrei tu să fii văzut în societate, da? Păi vin cu mașina asta oriunde, în detrimentul unui E36 cu buget de 5.000 de euro, vă dau un exemplu. Și n-are cum să arate mai bine decât Dacia asta. N-are cum și n-ai nici cum să primești mai mult respect, știi, ca la GTA, știi, steluțe din alea. Când... Și oamenii cu toate astea preferă cât mai nou, cât mai mulți kilometri, că nu se văd, erorile din bord nu se văd afară, dar cât mai mulți kilometri. Bun, n-are rost să mai discutăm. Zi. Îți oferă alte chestii, confort și nu, nu știu, contez, orice. Nu contest, că nu-ți mai perform, dar nu e vorba de asta. E vorba de imagine, că tu ești un băiat care ții foarte tare la imaginea ta și vrei să te vadă lumea, să vorbească lumea de tine, cum sunt toți tinerii din ziua de azi. Oarecum de educație, cred că, și alte chestii. Toți tinerii din ziua de azi vor să fie... Nu? Centru atenție. Eu, uitați-vă la mine. Eu sunt ăla, nu? Îmi pun pantalonii cu turul, cu șosetele, cu chiloții peste pantaloni, pantaloni scurs peste pantaloni lungi. Da. Ok, nu zice nimeni. Și eu eram la modă, și eu tăiam pantalonii, și eu scriam cu markerul Metallica pe geacă, dar nu ascultam Metallica, dar scriam când plăcea scrisul ăla. Eram scrisul cu Metallica, nu știu, habar n-ai. Înțelegi? Dar, știi, poți să ieși în evidență cu niște lucruri care nu sunt atât de scumpe, doar prin bun gust și cunoștință și, cum să spun eu, informare. Nu trebuie avioane. Nu. Să fii tu, nu știu, născut talent. Băi, eu merg pe bârnă, uite, Nadia Comăneci, fac... Nu trebuie. Bun, pe lângă asta eu vreau să vedem celelalte Dacii. Deci și le vedem. Pentru că e de văzut. Adică omul are o Dacie sport făcută dintr-o Dacie cu patruși, corect? Făcută din 3 Dacii cu 4. 3 Dacii cu 4 și a ieșit una sport. Dar le vedem acum și discutăm despre ele. Marus, ia camera. Da, mă, și ziceam, îți închizi aici, nu le ții așa. Băi, da,
Deci zic că aici ai văzut de voi? Da, da, da. Fiecare cu câte o scândurică, cu șmilgher. Da, da, ți-a avut și mașină jlefuit. Cred că una din ea de tras greșul sau nu știu ce. Se văd alea. Da, se vede, da. Nu e. Dar nu contează că... Nu? Asta e. Adică... Atât am vrut să iasă, atât a ieșit. Dacă nu aveam așteptări de vopsitorie... Mașinile de curse, deci nu discutăm cu asta nu a fost de curse niciodată, doar de plimbare. N-a fost, dar zic, mașina e... Acum, e de-aia am demontat ăsta pe aici. Stilul racing, știi? Da. Văd am, un loc de centuri, cu scaune, cu chestii, cu trestii. Cu alea m-am plimbat până la Turnefel cu ea. Ce, mă? Da. La care era, Slobozia sau unde e Turnefel? Ce? Zi, mai zi, cum adică? Ai fost cu asta în Franța? Da, zici că vreau să mă duc cu Dacia la Turnefel. Și te-ai dus? Da. Cu asta? Da, da, da. A fost foarte drăguț. Am cam degerat de frig, n-am murit de căldură. Că nu are nici căldură, nici nimic asta. Bine, dar era gen, n-avea, sau era așa? Ai poze cu ea de acolo? Da, fix așa era. Ce? Fix așa? Și cu țevile alea, cu cușca aia prin ea. Nu pot să cred. Și cum, te-ai dus tu până în Franța cu mașina asta? M-am dus. Prin țară am avut probleme mai mari cu ea. În țară de ce? Cu invenții, cu filtre de benzină, cu ciorap, s-o înfundat, nu știu ce. Pe la Arad am spart parbrizul de nervi, am zis că nu se spare, s-a dus naibii. Un prieten pe acolo m-a ajutat cu un parbriz. Ok. Da, na, după ce a mers. După aia a fost simplu. A fost foarte drăguț. Bă, da, mă bucur să aud că... Na. Dar cum te-au arestat ăia cu roți, cu... Păi, a, nu, nu cred că ne arestează, nu. Și pe la noi pe aici... Am mai oprit poliția cu asta, am mers cel mai mult la așa la plimbat. Cred că vreo 6.000 am făcut în afară de drum în Franța cu ea. Dar mă plimbam. Și stricăm toate mașinile lui băiatul ăsta. Bine că nu sunt asta e, o știu eu, mă. Da. Da. E prăfuită. După aceea am mers cu ea la Oradea. Până acolo am mers cumva. Cu cine? Cu aia zici? Cu asta. După ce am fost la eveniment. Ah, după ce ai fost la noi la eveniment, da, corect. Da, și imaginează-ți că am murit de cald cu gemulețele mele. Da. Pe centura Bucureștiului am făcut vreo 3 ore și era foarte cald. A fost dezastru la modul cel mai clar. Adică mergeam cu ușa deschisă așa și făceam aer. Nu mai puteai, a? Da. Și m-a lăsat motorul când mă întorceam. M-a tras un prieten. Eu eram lui la picior, altul conducea. A fost foarte mișto. Hai să mai vedem ce mai e aici. Asta a fost cu probleme. Ca da, să zic așa. Da, da. N-a da, fost da. Așa plăcută experiența cu ea? Nu, 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 nu. Păi nu mai mergem în vara, mergi și tu iarna. Dacă păi... mor de cald, știi ce zic? Bă, a murit, n-a murit. A fost mai rău că n-a funcționat. Că n-a funcționat, a? Da, acum nu mai are motorul. M-a și ce, mai dai 100 de lei? Dar nu, că vreau să... Carburatoarele le mai ai, vorba aia. Să fac vehicul istoric de competiție. Adică okay. Are și cușca omologată și scaunele și centurile. Acum lucrez la motor și să fac și eu și prietena mea, că este pentru ea, să o conducă ea. Știi filmul ăla cu Dacia 13? Da. Păi uite că i-am pus și numele pe ea acolo. Bun. Știi? Bun. Bă, foarte bine că ți-ai găsit o jumătate care să împartă pasiunea, că dacă nu împărțea era nasolul tot. Da. Cu atâtea daci. Și cu atâta muncit și bani băgați. Și doar cu una, cred. Cu orice mică pasiune, dacă nu e de acord partenerul, e nasol. Da. Este. Deci ai dat-o Dacia ei ca să fie liniște în casă. E ok, înțeleg. Bă, m-aș fi despărțit și eu de una, ca să zic așa. Hai să vedem aici, până iau eu pe partea asta husa. Da, mă mai așa. Întreabă de bani și zic că am făcut la Dacia ta ceva. Da. Nu mai are ce să zic atunci, știi? Nu. Bun, aici avem tot sport. Da. Portocaliu, pe Canada e asta. Ei, stai așa că avem și asta, corect, da. Hai că ne mai ia 7 ore să le punem la loc. Lasă. Stai așa că e băgată în ușă. Băi, aici eu, au, mi-am prins degetele. Pot să-ți dau un pont, dacă îmi permiți. Așa. Legat de huse. Da. Eu sunt la bloc, da. Viață de orășean. La un moment dat îmi țineam și eu husa pe mașină, că e legată pe dedesul, da. Îmi țineam husa pe mașină, că husele astea chiar protejează, adică chiar... Mă, măcar de praf, așa. Băi, și de praf și de apă, că nu trece apa prin ea, știi? Dar fii atent. Problema era cu vântul.
vântul, știi? Sorin Ovidiu vântul. Îți ridică de pe mașină husa și mă trezeam tot timpul pe cea mai mare ploaie. Scoteam capul pe balcon, am și o poziție ciudată să văd mașina. Nu mai aveam husa, știi? Ba, mi-o găsea un vecin, ba, mă duceam, o luam plină de apă și o puneam la loc și nu știu ce și nu știu cum. Și am văzut niște băieți mai deștepți, iarăși alte țări cu apă caldă, care ce fac? Pun husa pe mașină. Și după aia de jur împrejurul mașinii dau cu folie de aia de plastic. Înțelegi? Da, da, da. Și dacă dai cu folie de aia de plastic, da, aia da, strânge puternic, nu se mai ridică husa de pe mașină, știi? E mai ok, mai ales pentru mașinile astea pe care tu le... Cum să spun, le depozitezi pe o perioadă lungă, 2 luni, 3 luni, merită să faci chestia asta, știi? Da, las că închid aici. A? Închid aici, corect, de acord cu tine. Zi-mi de asta, portocalie, e superbă și asta. Păi, am cumpărat-o cu 4 faruri. Pe... Asta e cu 4 faruri, cu bară de asta, cum a avut tata. Nu a avut tatăl tău bară de asta. N-a avut? Asta e bară de Renault 12. Și care e diferența? Alea românești până aici, partea asta... Era din cauciuc. Corect. Avea flapsuri, cum ar veni. De daci. Îți trebuie o dacie. Avea flapsuri, da. Da, scaunele-s mișto. Sunt de fuego, nu-mi spune. Ba, da. Da, de fuego retapizat. Mamă, are și consola acolo. E tot... Ceva rar. Îs de Renault consolele acestea. Ceva rar, frate. Na. Ca și să ai castofonul acolo, era lux a întâia. Nu e la ce trebuie acolo. Nu contează. Bun, asta e de oraș. Asta e de... Ca și cea verde, perfect, funcțională. Bine, de ușa țiplă. E apărut aici o bubă. Kitul. Ce vrei, mă, frate? N-are nimic, se reface. Nu-i problemă. Jante de? Jantele de Dacia, doar capacele de Renault. Ok. Se desfac ele de pe aici. Da. E foarte mișto așa, dacă vreți. Da. Au și capace la... Nu, șer, asta. Da. Cum se prinde ăsta? Da, în ăla. Aha. Pui ăsta. Și după aia bagi la acolo. Te chinui să bagi ăsta. Te chinui un pic, dar... În fin. Da. Cum după aia. Tare e capacul. Da. Se schimbă janta un pic. Bun, ce mai avem? Tot sport? Acolo, de asta nu vorbim, nu vă place, nu? Băi, asta ce? Asta ce a făcut? Are și cheia în ea, ești nebun, dacă vreau. E doar magazie de piese acum. Ia uite, un scut de Dacia, arcuri, vopsite frumos, da. Un filtru de aer, carburatoare. De pe la remat. Ce asta mi-a plăcut, am zis că vreau o Dacia care, când eram eu mic, aveam un unchi o Dacia gri, așa, cu capace din acestea. Astea trei spițe. Da, fix astea. Astea erau forță când au apărut. Am găsit Dacia asta gri la Târgu Jiu, m-am dus cu trenul la Târgu Jiu, între timp am găsit și capacele. Eu m-am dus cu trenul și m-am văzut cu Ana, ea venită cu Dacia Verde la Vălen la un eveniment și a venit cu capacele ca să le pun acolo pe mașină. Să merg cu capacele astea. Da, mă, frate, fiecare cu funcțional. Ce avem aici? Mov, mama, asta e tuning. Un albastru. Sport. Albastru. Trebuie refăcut. Asta o știu, ai venit acum 2 ani cu ea la eveniment. Da, și da. Și asta e cu aia, cu farurile de nu știu ce. De Spania. Ceva, niște faruri de ceva, nu? De Spania, da. De Spania, frate. Faruri de Spania, frate. Incredibil, ești nebun. Dacă eu puteam să cred că oamenii ăștia de la Dacia au ajuns și prin Spania cu mașinile astea, le-au produs și pe acolo, ești nebun. Uite, mă, câte Dacia are omul de aici. Și nu vizi, mă, frate, din ele? Nu. Nu? Nu. De ce? Pentru ce? Nu am de ce. Să mai faci loc. Nu să ții, nu e vorba de bani. Păi sau... nu, mai fac loc pentru ele. Mai faci, nu? Da, am nu. Înțeles. Nu dăm din ele. Nu? Nu. Nu, mă, acum, Doamne ferește, ne merge treaba. Dacă s-ar întâmpla, Doamne ferește, ceva rău. Deci nu pun... Nu pun în ideea că ai nevoie de bani. Nu zic că avem eu nevoie de bani. M-am mai trecut, că am avut anul trecut foarte greu și așa și, băi, dacă s-o închid odată totul, trebuie să-mi pornesc să fac ceva și ar fi o sursă. Cât de mic acolo. Da. Adică sunt banii băgați la bancă aici, cum ar veni. Uite aici cu rezervă. Ce se întâmplă aici? Îi din butonul. Da. N-are baterie acum. Vezi, mă, Marius? Frumos aici, cu pe nou, pe Germania. Și interiorul. Bă, cred că e pe Corea, că e de Cielo. Corea, uite aici, frumos, interior, clasic.
Am mai umblat pe acolo. La fire, nu? Da, am scos ceasurile, nu, trebuie să le schimb. Mamă, erau niște ceasuri, am văzut eu niște ceasuri de Dacia, până la 7000 de ture, costă da, 1300. Pe aia verde, da. Pe aia verde ai? Da, ăsta tot de Renault. Tot de Renault, se pare și normal. Modelul ăsta de bord, de Dacia, nu avea turometru. De Dacia? Da, de da. Dacia, da, asta zic, pe bordul ăsta am văzut la Dacia, asta pe albastră. Ai cu așa, cu ture multe. Dacă le face. Bă, ceasurile, mă, lasă. Bă, la Spartana nu. N-are rost să mai dăm husa jos. Adică eu înțeleg, pentru pasionați iaro, puteți să mă jurați pe mine că nu l-ați văzut, dar trebuie să punem și husele la loc, știi, după ce terminăm toată treaba asta. Așa că eu îți mulțumesc că ți-ai luat o zi liberă și ți-ai făcut timp să vii aici să-ți deranjăm toată treaba. Nu m-ați deranjat. Și îți mulțumesc că faci daci, că nu mulți fac. Și uite, așa mai vedem și noi, mai văd oamenii că există, că se poate, că arată bine, că mie îmi plac toate, jur. Că nu pot să zic că e vreuna care nu e pe gustul meu. Îmi plac toate. Deci există mai multe variante prin care puteți să vă faceți mașinile astea. Dacia asta arată bine. Nu trebuie doar sport, într-un fel. Și racing, și roll cage, half cage, și roll cage full, și 4 și 2 și... Nu știu, mie mi se pare că arată bine în toate, în toate combinațiile, inclusiv. Dar cred că îmbătrânesc, eu cred că asta e. Cred că îmbătrânesc. Bă, da. Cred că te pricep prea mult decât ar trebui. Nu știu, mă îmbătrânesc și mă ajung în alte lucruri și în alte locuri unde nu credeam că o să ajung niciodată când eram tânăr. Repet, îți mulțumesc, asta a fost. Share, like și subscribe. Share, like și subscribe. Ca să ajungem să facem, să dregem, să putem, să avem, să fie, să facă, să dreagă. Simplu.